Da, am revenit în direct, discutăm despre negocierile de astăzi, politice pentru formarea guvernului PSD, PNL, UDMR. Avem și niște nume, că toată lumea este interesată de nume și de portofolii, dincolo de declarații. Avem parțial o confirmare a lui Marcel Ciolacu ieri, la un alt post de televiziune, din componența posibilului viitor guvern PSD, PNL, va face parte Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Mihai Tudose, Vasile Dâncu și domnul Alexandru Rafila, invitatul nostru, evident pentru sănătate. La Ministerul de Finanțe, acolo unde este un război mare între Marcel Ciolacu și Florin Câțu, urmează să fie desemnat Leo Badea, fost parlamentar PSD, fost șef la ASF și actual viceguvernator al Băncii Naționale. Este condiția nenegociabilă pe care cei de la PSD au pus-o liberalilor, aceea de a avea Ministerul de Finanțe. La PNL, ministerul nenegociabil ar fi Justiția, dar și Ministerul de Interne pentru titularul Lucian Bode. La Justiție este în calcul eternul Cătălin Predoiu, corect, sau Iulia Scântei, senator PNL. Președintele României, evident, ar vrea în continuare externele și Ministerul Apărării. La Ministerul Apărării este un semn de întrebare pentru că ar fi de interes și pentru cei de la PSD. Este vehiculat Mihai Tudose, care ar vrea și la economie, dar cu condiția să preia Ministerul Energiei, și aici este o mare discuție, pentru că la energie este Virgil Popescu, un apropiat al Palatului Cotroceni. Ideea ar fi ca din 17 sau 18 portofolii câte sunt acum să fie ridicat numărul la 20, partea de administrație să treacă la Ministerul Dezvoltării și acest Minister al Administrației și Dezvoltării să fie condus de Vasile Dâncu, a mai fost Ministrul Dezvoltării, Rafila la Sănătate, Gabriela Firea la Ministerul Muncii, Sorin Grindeanu la fonduri europene sau la Ministerul și Transporturilor. Doamna Turcan fără colegi? Doamna Turcan e lipsită. E lipsă de colegi în după această, ce s-a străduit atât seară, să facă alianță. Deocamdată, oficial, nu au discutat pe portofolii, da? Sunt discuții de inventar, să le zicem așa, pe surse, însă au discutat despre cum își vor armoniza opiniile pe diverse teme de guvernare sau domenii de guvernare. Haideți să vedem ce îi preocupă pe cei de la PSD și PNL. Potrivit proiectelor puse față în față pe masa negocierilor de cele două partide, în domeniul sănătății, PNL propune creșterea capacității spitalelor și finalizarea dotării cu aparatură necesară și asigurarea personalului medical pentru secțiile ATI. De asemenea, tot în programul liberalilor găsim accelerarea și promovarea vaccinării și testarea cu prioritate a categoriilor de risc, dar și folosirea pe scară largă a certificatului verde. Spre deosebire de PNL, socialdemocrații încearcă să evite cuvântul vaccinare în programul de guvernare. Mai mult, PSD propune reanalizarea restricțiilor, deși România se află aproape de colapsul sanitar. Astfel, găsim în planurile PSD susținerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă față de populație, restabilirea încrederii în autorități prin aducerea urgentă în prima linie a specialiștilor din sănătate sau un pachet de măsuri de compensare a efectelor negative ale restricțiilor. Trecând la cealaltă criză, cea energetică, aici PNL propune implementarea de noi măsuri complementare celor existente, precum plafonarea, compensarea și amânarea la plată, dar și pentru sprijinirea mediului economic, promovarea de investiții în domeniul energetic sau demararea proiectului de exploatare a gazelor din Marea Neagră. Iar în această privință, PSD are o viziune similară cu cea propusă de liberali. Socialdemocrații susțin plafonarea prețurilor pentru o perioadă de 6 luni, compensarea facturilor pentru consumatorii casnici și pentru IMM-uri, dar și asigurarea subvenției la gigacalorie la un nivel care să aducă factura finală la un preț similar cu cel din decembrie 2020. Când vine vorba de bani și buget, lucrurile stau total opus. Liberalii merg pe atragerea fondurilor europene, aprobarea bugetului pentru 2022 până la finalul acestui an, cercetarea dezechilibrelor economice, creșterea colectării veniturilor bugetare, reforma sistemului de pensii prin digitalizarea și evaluarea dosarelor de pensii și elaborarea unei noi legislații și reforma salarizării în sectorul public.
De cealaltă parte, socialdemocrații vin cu o avalanșă de măsuri sociale. Indexarea de la 1 decembrie a tuturor pensiilor cu 11% și creșterea indemnizației sociale minime cu 200 de lei la 1000 de lei pe lună, dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 decembrie 2021, creșterea salariului minim pentru studii generale la valoarea de 2550 de lei și la 2600 de lei pentru studii superioare de la 1 ianuarie 2022, creșterea salariului minim pentru studii generale la 2740 de lei și la 3000 de lei pentru studii superioare de la 1 iulie 2022. Bun, rămâne eterna întrebare de unde bani pentru toate lucrurile astea. Avem foarte multe obligații, așa cum v-am spus aseară, din partea Comisiei Europene, după ce am semnat PNRR-ul, partea de 15 milioane care înseamnă împrumuturi, partea asta vine la pachet cu niște obligații, cum ar fi plafonarea pensiilor. Pentru că reforma pensiilor, așa cum a fost gândită și negociată de ministrul Ghinea de la USR cu cei de la Comisie, vizează o reformă a pensiilor în sensul plafonării pensiilor și posibil o indexare doar cu rata inflației. Deci, teoretic, dacă vrem să luăm banii europeni, trebuie să acceptăm și să nu mărim pensiile. Din punctul meu de vedere, nu cred că cei de la Comisia Europeană vor renegocia cu acest guvern PSD-PNL vreun punct din PNRR. Apoi, la pachet, vine reforma justiției, da? O nouă strategie anticorupție pe care o vor cei de la Bruxelles dacă noi vrem să primim banii europeni. Și așa mai departe, Marius. De unde fac rost de bani pentru toate lucrurile astea? Pentru că sunt două surse. Fie, repet, renegociază cu Comisia parte din PNRR, Comisie care cere ca toate măririle de pensii și de venituri în România să se facă doar în baza creșterii economice sustenabile și fără jmecherii românești, iar partea cealaltă este legată de condițiile pentru investiții. Da? Dacă vrei să primești bani, trebuie să faci reforme. Cum ar fi, de exemplu, reforma pe zona de anticorupție. Probabil se doresc niște arestări în plus de la Bruxelles. Din câte știu eu, nu se mai poate renegocia decât în anumite condiții PNRR-ul aprobat de Comisie. Deci lucrurile din punctul ăsta de vedere, știu că la 1 decembrie încep să curgă banii, deci mă tem că nu o să mai fie timpul fizic necesar. 2. Reforma justiției. 6% dintre românii declară că ar putea să fie prioritară. O cifră mare, mi se pare, reforma justiției și desfințarea SIJ-ului, că intră la pachet. PSD-ul nu vrea desfințarea SIJ-ului, au fost discuții, o scurtă paranteză astăzi și pe zona de justiție. Da, eu sunt neplăcut surprins de faptul că nici PNL-ul, nici PSD-ul nu au un proiect foarte clar de management al pandemiei. Îmi pare rău, sunt lucruri extrem de generale și de o parte și de cealaltă, care n-au legătură cu realitatea de pe teren. S-a vorbit aici o oră întreagă de 500 de morți aproape, în continuare, iar nu vin cu... Probabil că domnul Rafila are ceva în cap, dar nu în proiectul ăsta, fiindcă nu poți să vii cu asemenea bla bla blauri, da? Vom face, atragem, nu știu ce. Nu, haideți să vedem ce facem. Obligăm populația să se vaccineze, nu o obligăm. Apucasem să zic ceva, apropo, ați văzut ce au făcut cei din Singapore, care au stat, cum să spun, cu venituri uriașe în raport cu România. Au spus foarte clar, cei care nu se vaccinează să-și plătească singuri tratamentul de boală dacă se îmbolnăvesc de COVID. Eu sunt de acord. Lucrurile sunt foarte simple. Nu știu dacă trebuie neapărat să facem și noi așa, pentru că îmi va spune Val Vâlcu, nu trebuie, este obligatoriu, pentru că ai sistem de asigurări și trebuia să avem un contract între asigurat și furnizor, adică nostru, în finanțator. Nu te vaccinezi, du-te să-ți plătești singur. Nu, 70% nu-și permit să plătească asemenea costuri. Spitalizarea pentru un bolnav COVID e la nivel de 1000 de euro. Ok, îl spitalizezi și trimiți factura acasă, lasă să o plătească, nu-ți plătești tu nicio factură că nu are de unde să plătească. Răs pisica, adică spui, măi, adică nu trebuie neapărat să-i și pui să facă. Da? Cum a crescut rata de vaccinare atunci? Cu asta nu-s de acord, știi? Da, se poate discuta. Arăs pisica, Marius. Formula de asta de arătat pisica o mai încercat până acum de un an și jumătate, aproape doi, iată, de când tot să încearcă să se arate pisica și a ieșit un pâs. N-a arătat nimic coada pisicii. Dom'le, au arătat nimic. Păi cum? Acum o săptămână
nu au arătat pisica că nu se mai intre, că certificatul verde, că cutare, că rata de vaccinare în București a explodat. Așa, după care au lăsat coada de la pisică. S-a aflat că de fapt nu se va trece cu certificatul verde și s-a închis. Sunt oameni care în țara asta care poate ajung la spital în momentul de față și care au plătit toată viața lor asigurări de sănătate. Frica. Și n-au fost poate în spital deloc. Sau au fost prea puțini și au plătit asigurări de sănătate. Și se îmbolnăvesc de COVID. Dar da? Ai soluții. Robert, nu ai soluții raționale, nicio țară nu are o soluție infailibilă. Dar ceva trebuie făcut. Auzi, dar până una alta n-ar observația... și necisita cu niște tratamente pentru spitale? Că am vorbit ieri cu medicul Ciuhodaru. Da, sigur. Da? Să mă dai pe Ciuhodaru. Bă, îți dau... Cum adică dacă îți dau pe Ciuhodaru? Îți dau pentru că lucrează, mă, la un spital. Ai bani să plătești? Am luat exemplu eritropoietine, un medicament scump, se dă la cei care fac dializ, nu le funcționează rinichii. Ai tratamentele astea inovative pentru formele grave de cancer. Nu răspund tratamentele uzuale sau... Așa, n-au așa ceva, nu? Păi n-am și pentru asta nu ne-am agitat. În schimb, pentru o situație care, pe care pot să o rezolv cu 15 euro, că ăsta este principiul asigurărilor. Dacă ați vrut asigurări, da, uite, eu eram mulțumit că suntem un beveri. Așa este. Acolo, da, aveai dreptate. Prin simplu fapt că ești cetățean, statul dă impozite și cutare, cum era în Anglia. Mă rog, că și acolo s-a mai modificat, statul plătește tratamentul. E dreptul tău să te vaccinezi, statul tău. Dom'le, când ești într-un contract cu o firmă de asigurări, că e publică, cum e Casa Națională de Asigurări. Da, e tot misiunei ca de ce n-au vrut contract? Pentru că avea și statul obligații. Mă rog, sistemul public avea. Și atunci s-a oferit să facă un contract. În Germania, dacă nu te duci la controlul anual, îți spune, pe data de 18 a 5-a vii să-ți facem analizele alea. Îți ridică calitatea de asigurări. Nu, pierzi anumite beneficii. Da, da. Plătești o cotă mai mare de tratament. Ai dreptul, ai și obligații. Bun. De ce? Pentru că este interesul public. Eu trebuie să gestionez acel buget. Nu mă arunc să dau nu știu câte mii de euro pe anticor monoclonal și așa mai departe, când am un vaccin de 15 euro. Îi dau, nu 5 mii de euro. 50 de mii de euro este interesul public versus interesul individului. Da, să aduci și medicamentele, le adu-le în farmacie, tu stat așa. Român, că unul dintre ele numai tu poți să le aduci, atenție, stat român, și mi le cumpăr eu, mă. Dacă ai de unde să le iei. Da, vedeți că sunt acele medicamente nu sunt fierbeton, deci le iei de la bursă. Nu se produc de pe o zi pe alta, triplesc capacitatea de producție la vaccinuri. Cum Ungaria a alocat 9 milioane de euro, un mic, ca să zicem așa, la ce bani să învârt într-o chestie ca asta? La cât au bani, la cât sunt în depozitele Unifarm ce am văzut anul pe acolo, trecut, nu ai de unde de euro. Până la septembrie, au dat drumul și acum au 3 capacități de producție pentru favipiravir. Lasă, mai e o vrăjeală cu multe... Dar i-au dat drumul, au produc. Despre asta e vorba. Cum adică ai imaginea... O secundă, haideți să revenim la... Revenim la... Ăla nu e o manipulare. Trebuie într-o nouă manipulare. Pentru că, într-adevăr... Sunt niște cutii inscripționate cu arbitor. Sunt discuții colaterale. Și nu vezi pădurea din cauza copacilor. Pentru că toate celelalte țări, inclusiv Ungaria, au o rată mult mai mare de vaccinare în populație. Și atunci poți să angajezi și discuții, să aducem medicamente antivirale la dispoziția populației să cumpere. Când ai 75%, 80%, restul Europa Occidentală e la 90%, Portugalia și așa mai departe, o țară nici foarte bogată, nici foarte mare. Deci, care a profund religioasă, numai că Biserica Catolică a sprijinit. Da, da. Așa. Și Papa a văzut ce mesaje a dat, a ieșit, s-a vaccinat, a spus-o de 100 de ori și rezultatele se văd. Acolo se moare mai puțin. Asta e realitatea. Sigur că e bine să le ai și pe alea, și pe alea, și pe alea, dar tu când ești un stat eșuat din punct de vedere al campaniei de vaccinare, în care 70% din populație gândește că acum 500 de ani obscurantism și refuză știința. Din start o refuză, pentru că sunt niște tipi care, pe de-o parte sunt niște tipi fizici care există și care ocupa media, dar mai sunt și niște tipi care nu sunt fizici. Sunt niște softuri, niște mașinării, până cine știe pe unde, conectate la internet, că așa se lucrează. Care spală pe creier, pe băieți ăștia cu două mâini.
și tu o picioară. Dacă odată ai dat vreun click sau pe un link din ăsta care ți-a apărut, te-ai inundat după aia. Cu nenorocirile, cu Bill Gates, cu ăla cu care vine din Marte și așa, am văzut conspirații, cum vrea să te înlocuiască, să te omoare cu vaccinul, cum vrea să te omoare în spital, că este, medicii au ajuns să fie niște proscriși în România, cred că e singura țară din lume în care medicul, cel care salvează vieți, e proscris, e dușmanul omului, medicul ăla. Civilizațiile extraterestre care urmează să preia pământul, că îți scoate sufletul, te înlocuiește, toată povestea. Să încearcă în multe locuri, numai în România. Dumnezeu, dar n-a prins. Ei, a prins și, în România. Da, și prinde la idioți. Și prinde. E, în momentul în care... Nu vă grăbiți cu etichetă. Am zis că prinde, n-am spus nicio etichetă. Nu pot să spui că nu prinde. Producătorul emisiunii, uite, Marius, tu ai văzut... Tu ai văzut ce urmează să difuzăm. O să luăm pe producător să scoată înregistrarea cu preotul ăla, cu duhovnicul ăla de la părăsire. Cu extraterestri, da? Cu extraterestri, da? Păi și atunci... Păi da, vine extraterestri. De ce, te-ai oripilat că am spus că genul ăsta de povești cu extraterestri țin doar la idioți? Prieteni, dacă crezi așa ceva, înseamnă că ești idiot. N-ai, cum adică? Civilizația extraterestră care are navele în proximitatea atmosferei, care vin, da, și practic te înlocuiesc pentru că alii ăștia, cum să numesc ăia, reptilienii, reptilienii vin să te ia. Dacă crezi în așa ceva, înseamnă că ești idiot, moșer. Asta am e. O întrebare. Dar în ce doctrină bisericească există extraterestri și reptilieni? Sunt demoni. Sunt demoni. Sunt demoni reptilieni. Dar din ce Biblie citești, domne? Păi nu ăsta care spune asta. De celălalt, experiment, uitați aici, experiment de... Domnul Marius Feleanu, da? Experiment în direct. O să dăm declarație domnului Valeriu Gheorghiță, da? Un om care evident conduce campanie de vaccinare și vine și explică niște lucruri tehnice, științifice. Și dăm cealaltă declarație. Ia să vă întrebați dumneavoastră cine are mai multă credibilitate. Domnul Gheorghiță sau cel care vorbește despre extraterestri? Prima dată extraterestri și după aceea domnul Valeriu Gheorghiță. Da? O secundă. Ce? Întrebare retorică. Nu e retorică, e foarte pentru concretă. Pentru ce? Pentru mine sau pentru Marius? Pentru tine, pentru toți care se agită de 5 minute aici. Okay. Dacă, că eu nu cred că e vorba de prostie la nivel național, așa, ci de lene. Și te întreb așa, dacă nu ar exista controlori RATB, câți blatiști ar fi? 99%. Exact. Asta e și cu vaccinarea. Dumnezeu, dacă nu mă constrânge nimic, dacă se vaccinează alții pentru mine, că așa a mers campania. Dar nu e așa, Val. În Occident nu i-au constrâns. Nu e adevărat. În Occident nu i-au constrâns. Aoleu. Nu i-au constrâns. Nu e adevărat. În Portugalia ce le-au făcut? Nu e adevărat, Marius. Nu, nu e adevărat, domnule. Nu i-au constrâns. Nu i-au constrâns. Nu lua o țară... A fost în Italia, chestia cu certificatul verde. În Portugalia, alt model cultural. Exact. Și societal. În Portugalia nu i-au constrâns. În Germania, în Portugalia Franța, s-au dus oamenii, s-au vaccinat, au fost civilizați. Nu vă sună foarte prost să ziceți așa doar că, domne, poporul ăsta plin de obscurantiști și de inși care sunt niște proști, pur și simplu, și nu se vaccinează, din cauza lor suntem în situația în care suntem. Bă, da, în dreptul statului român, nu trecem nimic din ceea ce ar putea să însemne momentul de față vina cuiva pentru treaba asta. Eu spun vina uninominal. Statul român, vei să spuneți așa, domne, statul român și-a făcut treaba pe care avea de făcut. A cumpărat vaccin și e dispus să vaccineze populația. Stai mă, lasă-mă să spun și eu două vorbe. Dar eu spun uninominal. Deci voi spuneți așa, din statul român e de vină. Avem 30% de ștepți sau 40% câți ori fi acum care s-au vaccinat și au înțeles acest efort extraordinar al statului român care a cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin. Și restul 70% sau 60% niște dobitoci, niște proști care nu vor să vaccineze și de-aia eventual trebuie și lăsați să moară în condițiile astea. Dar cine a zis asta? Băi, eu nu cred că lucrurile stau așa. Haideți să vedem, da? Preotul deci nu este preot. Statul român, fac mențiunea că o să vedeți acolo preot. Este un călugăr. Luați lista celor călugărul 62 de versus Gheorghiță, da? Au votat împotrivă. Ăia sunt. Haideți să vedem, da? La genul ăsta de situații ar trebui să răspundă viitorul guvern PSD-PNL, da? Cum observa și Marius Peleanu, la capitolul pandemiei au înșăilat niște chestiuni care n-au niciun fel de logică, da?
Călugărul versus specialistul Valeriu Gheorghiță. Care să putem ușor să comunicăm, cum am spus, cu sistemul de calculatoare de rețeaua 5G. Reducerea populației prin vaccinare. Președintele declarației de politici, oamenilor politici, despre cum vor să reducă populația prin vaccinare. Aceste civilizații extraterestre sau aceste extraterestre nu sunt altceva decât demoni. Înțelegeți? Ei sunt aduși pe pământ prin tot felul de experiențe. Guvernele primesc tehnologie din partea acestor demoni și caută ca prin intermediul tehnologiei să ni se faciliteze venirea în planul nostru tridimensional material. Pentru că ei sunt duhuri. De exemplu, se creează corpuri de om clonate, dar n-au suflet, sufletul de Dumnezeu. Și atunci vin demonii aceștia și intră aceste clone și se manifestă lumea noastră 3D. De asemenea, cum vă spuneam, inteligența artificială va fi un mijloc prin care acești demoni sau extraterestri, cum vreți să-i numiți, vor să încep să o controleze lumea, să-i controleze fiecare dintre ei. În primul și în primul rând și principalul scop este de a grăbi instaurarea unui guvern mondial și instaurarea, după cum știți, a lui Antichrist, care este omul diavolului. Toți mai mari lumii colaborează pentru instaurarea acestui guvern mondial antichristic și anticreștin. Dacă se menține ritmul de vaccinare de peste 80.000 de persoane pe zi, am fi putut la finalul acestui an să depășim 70% rată de vaccinare din populația eligibilă de peste 12 ani. Este evident, cred că la acest moment este imposibil de obținut acest obiectiv până la finalul anului. Ce înseamnă 1,5 milioane de persoane? Înseamnă aproximativ 50% rată de vaccinare din populația eligibilă de peste 12 ani. Deci, practic, este insuficient pentru a spune că, într-adevăr, am atins o rată de vaccinare suficient de ridicată încât impactul celorlalte valuri pandemice va fi limitat. Din păcate, nu va fi așa. Deci ați văzut, da, călugărul de la Durău versus Valeriu Gheorghiță de astăzi. Ce ne spune domnul Gheorghiță? Până la sfârșitul anului nu o să ajungem la o rată de 50%, nici măcar. Iar ca să, dacă continuăm așa, de-abia în 2023 o să avem 90%, adică procentele din Occident. Da? N-am nimica cu domnul Gheorghiță. El a venit, a prezentat niște date seci, spunând că această campanie de vaccinare pe care el o conduce a capotat, a falimentat. El spune, nu vom ajunge, nu vom face. Ok. Și dânsul e în continuare pe scaun. Dacă n-am nimica cu el, mi se pare simpatic. Okay. Când domnul Câțu anunța pe 30 aprilie anul ăsta și zicea așa, citez, avem toate condițiile să ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, întreb eu. Domnul Câțu, care era și premierul României, da. Pe ce anume se baza? Robert. Când ești premierul României, băi, Marius, eu așa știu eu. Eu mă gândesc, am mai văzut premier. Omul e irresponsabil. Domne, stai puțin, nu e vorba de irresponsabilitate. Păi, dar nu, când lansezi, da, când lansezi astfel de proiecții, te bazezi pe niște informații pe care se presupune că le-ai primit de la cine? De la Gheorghiță, de la Arafat, corect, de la, nu știu, de la SRI, de la prevenirea bolilor, de la epidemiologie. Exact. Deci, de asta spun, vina statului român în toată povestea asta, nu o punem e în față? Cu lipsa de instrumentare. Păi dacă indivizii din categoria asta la nivel de prim-ministru vin și zic, le aruncă cu prognoze de astea false, voi vă dați seama de fapt, da, ce putere ficiune e în sistem? El a făcut o prognoză. El a făcut o prognoză. Prognoza putea să fie realizată. Ceea ce e grav e că a spus că am învins pandemia. Aia a fost un succes. Are dreptate, Iulia. Aia că am învins pandemia. Noi, practic, am învins pandemia, ca să citesc exact. Iohannis. A spus-o domnul Iohannis în iunie. Și Câțu a spus că este un succes. No, da. A plecat la golf. Dragi invitați, se numește sofistică, dar el a spus că a învins pandemia, adică valul 3. Deci, înțelegeți? Da, el a zis, domnule, la sfârșitul lui mai, când mai aveam, n-am mai avut o infectare sau două pe zi, a zis, au învins pandemia
partea valul 3. Deci, dar valul 4 a venit. Aici. Gheorghiță a deschis numărul de centre și a avut vaccinurile necesare să facă aceste vaccinări de 10 milioane de oameni. Așa pentru este. Că era un număr de centre și de medici și de tot asigurat. Faptul că statul român, cum spune Robert, ca să o spun pe aia dreaptă, și-a băgat picioarele în ea de campanie de vaccinare și au lăsat o baltă și au zis, bă, ne înjură ăștia... Păi și cine e vinovat? Câțu, Gheorghiță, cine? Câțu. Păi Gheorghiță ce să facă? A stat cu centrele deschise și când a văzut că nu mai vine nimeni, a început să le închidă. A început să plângă. Da? Gheorghiță era mucles. A, ca să o spunem tot pe bune, cum zici tu, eu n-am mai auzit niciun Gheorghiță, nu l-am văzut altă vară. Nu l-am văzut pe Gheorghiță când a fost Antoldu. Nu l-am văzut pe Gheorghiță ieșind când a fost Saga. Dar ai văzut pe Câțu? Ia, ascultă-mă puțin. Stai puțin, Ioane, stai că ajungem așa. Da, da. Băi, nene, trebuia să iasă Gheorghiță cu pieptul în față să spună. Fraților, mai ales nu e în regulă. El nu e, eu sunt responsabil de campania de vaccinare. Da, e bătaie de joc să adunați oamenii 5.000 la Congresul PNL, și 200.000 la Antol, 20.000 la Saga, 50.000 la meciul dintre Steaua și Dinamo. Da, Arafat a venit să spună asta. Păi bă, hai să spunem. Câțu a venit să spună asta. Da, aia zic. În momentul Ministrul Sănătății a venit să auzi. Nu sunt vinovați. Că m-am săturat de ăștia ca azi. Veni și spune, da mă, poporul român, am înțeles. Avem mulți proști în România care se vor să vaccineze. Bun, deci, bun. Bă, dar n-avem cumva foarte mulți proști la nivelul conducerii acestei țări care nu sunt în stare să organizeze o campanie de vaccinare? Păi dacă să vorbesc în termenii tăi, proștii ăia... Nu, m-am luat după ai tăi, că nu, tu ai stăt și-au băgat asta. Picioarele, ceea ce e foarte adevărat. Păi a spus acești oameni care și-au băgat picioarele în multă campanie. Da. Păi acum, da. Și acum, dar proștii ăia n-au ajuns și în conducerea statului de care vorbești tu? Ba da. Păi atunci. Ba bun. Da. O secundă. Ei nici astăzi nu se vaccinează. Vezi primarul București. Și mai sunt și laici. Vezi Dacian Cioloș. Exact. Și mulți eu îi dau laici. Dreptate total în disputa asta lui Val Vâlcu. Dacă nu există constrângere, nu o să avem niciodată rată de vaccinare. O secundă. Și să vă dau o idee. Să vă dau o idee. Ce putea face domnul Valeriu Gheorghiță și n-a făcut? Bă, vrei să faci Antold? Sunt niște prieteni de-a lui Emil Boc care vor să facă milioane de euro cu Antold, Buta și tot felul de golănași de la Cluj. Ok, trebuie să faci Antold că e directivă politică. Domnul Gheorghiță spunea, sunt de acord să semnez pentru Antold, Arafat la fel, cu o singură condiție. În fața stadionului unde s-a ținut Antold, bagi 4 centre de vaccinare și spui, condiția este, vei la Antold, te înțepi. Te vaccinezi. Să vedeți cum se vaccinau 99% din cei care plătiseră biletele ca să meargă la Antold. Valabil, valabil și pentru... 45 de zile înainte trebuiau să fie containerele alea, nu atunci. Ok, da, atunci. Da, ăsta... Era și asta o variantă. Da, era o variantă. Ar fi arătat un stat în care ceva gândea în pentru... Mai ales că biletele s-au procurat online din timp. Nu s-au luat bilete în ziua aia. Ca să fim corecți până la capăt, Gheorghiță. Pe Gheorghiță nu l-a întrebat nimeni niciodată nimic, că el n-are niciun fel de semnătură să spună faceți Antol sau nu. A făcut-o primăria, a făcut-o Boc, a făcut-o guvernul român. Stai bre, este cel care răspunde de campania de vaccinare. Nu, răspunde cu ce trebuie. Stai, stai, el e cu seringa, nu e cu organizarea. Păi, păi eu nu că l-am păr eu. Să-și dea demisia, n-am nimic împotrivă. Dar vreau să nu aruncăm vina. Băi, de ăștia cum s-au dus și au lăsat să funcționeze Antol? Viața ne-a învățat că nu e nimeni bătut pe scaun. Dacă omul ăsta avea, ce spune Robert foarte bine, și un pic de verticalitate, spunea, fraților, demisia mea, eu nu pot în astfel aici de condiții să coordonez campania. Și atunci să vezi emoție. Erai... Să vezi emoție. Exact. Aici este vorba de o decizie morală pe care putem... Decizie morală. Dar aia care au funcția să nu lase să se întâmple așa ceva. De ce n-au făcut nimic? Păi care au funcție. Mai e ceva, Ioane, mai zic așa. Bă, dar vreo 10 medici, deci n-am văzut mă și noi 10 medici în vară. Așezați la o măsuță de asta, să fiți așa. Noi ăștia 10 medici, zicem așa, să nu ziceți că nu v-am spus. Și da, cu bravo. Mare, într-o conferință de presă. Nu Antold, nu Saga, nu meciuri de fotbal. Păi la stai, mare Robert, mai la Euro, Robert, o secundă. Nu, Robert, cu ce la meciurile Euro, putea intra pe stadion cu certificatul de vaccinare. Da. Nu e nicio problemă, cum se întâmplă acum meciuri. Peste tot în Europa sunt meciuri, fraților. Da, în Europa
Am prieteni care se duc la meciuri în afară cu certificatul de vaccinare. Sunt pe stadion și nu se întâmplă nimic. Cu certificatul de vaccinare. Sau în Franța sau în Spania. Exact, acum în timp ce discutăm. Și atunci, de ce mai criticat Marius Pieleanu când am spus... O secundă, de ce mai criticat că folosesc un cuvânt dur când am vorbit despre idioțenia unora? Toată Europa merge la meciuri, 80.000, am prieteni care se duc în weekend la meciuri în Europa, la lig, se duc cu vaccinarea, se uită la meciuri și râd de noi că suntem idioții Europei. Idioții sunt peste tot în lume. Nu e adevărat, nu este adevărat, Marius. Este că statul a avut un plan foarte coerent de eradicarea pandemiei. Și Spania, și Italia, știți foarte bine, ați fost. Nu dau pe din afară de inteligență, Marius, nici ce... spaniolul mediu sau italianul mediu. Dar restricțiile și frica au făcut Marius, să construiască un plan coerent de vaccinare. Ceea ce nu ai tu în vedere, Marius, e următorul lucru. Idioți sunt peste tot. În rare ocazii se întâmplă ca idioții să conducă. Și atunci rezultatul este. E prea mult să iar domnii care se pregătesc să conducă de săptămâna să viitoare. Să conducă general, cum vor, nu mă refer cum la vor, un că idiot, da, nu știu bun, dar noul guvern, cum va conduce idiot în opinia ta? Idiot care nu s-au evident, luat. Nu e o jignire personală, da? Să nu înțeleagă idioti, o mică nuanță, da? E din Dostoievski. Poți să-ți dau și eu niște nu, e din Dostoievski, corect, și am citat și din presa germană, care săptămâna trecută, cel mai important ziar din Hamburg a spus idioții Europei, două puncte, bulgarii, românii, ucrainienii. Dar Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la chestia asta. Acum, iată-mă că un ziar să mă ierte. Asta e pe vremea comunismului, hai să reacționeze ministrul. Dar nu e adevărat, Ioane, nu te supăra. Suntem foarte supărați. Uite că sunteți toți ziari. Un ziar important din Germania ne face idioți. Da. Ia mai dă în măsa, mă, știi? Ok, dincolo de asta. Da, Ministerul Afacerilor Externe. Fără jigniri, da. E un tabloid. Cum adică mă face pe mine idiotul Europei? Că ce? Că nu s-au vaccinat români? Și noi ce facem? Aplaudăm și zicem bravo ziarul german că ne-a vaccinat. Eu nu spun că... Păi tocmai asta e. Și dacă nu poate Ministerul Afacerilor Externe să Robert Lucescu, nu-ți de acord cu limbajul ăsta, e o jurătură. O să vină Mircea Toma cu libertatea de exprimare să-ți tragă o amendă, da? Nu e libertate de exprimare totală, da? Adică, marele ziar New York Times, astăzi, iertați-mă acum să nu se supere ce reau, dar despre asta vorbește, da? Fără injurii, te rog. Fără injurii. Vorbește despre bășina domnului președinte al Statelor Unite al Americii. Nu știți asta? De la summitul domnul Biden, da? Nu e o glumă. New York Post, poftiți aici. Adică flatulația, la asta te referi. Da, domnule, îi spune românește bășină, că așa e în dicționar. Nu, domnule, flatulație, da? Domnul acesta Biden, da? Camilla Parker Bowles, can't stop talking about John Biden's long fart. Pentru că a tras una sonoră lângă soția prințului Charles. Marile ziare ale lumii, ca să înțelegeți apropo de chestia asta, tratează pe prima pagină astfel de subiecte. Știu că vi se pare incredibil. Da. S-a întâmplat la summitul ăsta împotriva încălzirii globale, deci, în care s-a vorbit și despre carnea roșie globală. Ia domnului Biden. Deci, apropo de ce înseamnă, iată, apropo de ce, asta este, uitați. Păi, apropo, unii ca ăștia care scriu la astfel de foi despre această speță extraordinar de importantă a lumii, să ajung să ne facă, ne ajung să bun, ne facă New York Post români, este chiar o publicație tabloidă, nu este New York Times. Domne, scrie și New York Times-ul, dacă nu vreți domne, eu văd citiți, eu că e o dezbatere întreagă în momentul în America, nu e... Da? Să revenim la doamna Parker Bowles, de ce nu se oprește din vorbi despre asta, domne? A șocat-o, domne, a șocat unul dintre liderii lumii. Înainte de sonor. O doamnă se oprește înainte de pauză. Un președinte. După ce se face guvernul ăsta de peste 60%, crezi că vor începe să ia măsuri mai dure, mai radicale pentru a ajuta vaccinarea? Guvernul precedent era întemeiat pe o minciună. Deci nu poți clădi ca și comunismul, că tot vorbim de neomarxiști, de... adică își promiteau fiecare celuilalt ceva ce nu poate da. Asta a fost, să zicem, și maestria lui Orban când au alcătuit prima coaliție acum un an. Dom'le, vom sprijini votul în două tururi. Păi UDMR-ul nu vrea cu niciun chip să sprijine vot. Vom desființa SIJ-ul. Nu vrea nici PNL, nici... Deci să mințeau unii pe alții,
în scopul de a ajunge la și acum cașcavă, la guvernare. Cine între pe acum, proaspete la negocieri, dacă vreți să vă spun la chestia. Înainte de pauză. Dar, deci, ca să spun așa, sunt compatibile. Nu le propun lucruri pe care nu le după pauza comercială, informații proaspete de la negocieri, programe. Public, însă, dar cei de la PSD au un stil de negociere foarte interesant. Astăzi Ciolacu a spus, trebuie desființată cota unică, care este marea marotă a celor de la PNL, da, introdusă în guvernarea Alianței, da, acum foarte mulți ani, și o chestiune legată de da, cota unică, da, și impozitarea progresivă, da, asta ar fi soluția, cota unică, adică câștigi mult, plătești multe impozite, câștigi puțin, plătești puțin. Pauză și revenim. Ar arăta cum arată în restul Europei. Adică, în toate țările civilizate și cu economii mai dezvoltate decât România. Mai sunt 4 state care au rămas la cota unică în Europa. La ce cote ar Bulgaria? Nu, îmi puneți niște întrebări și am zis foarte clar ieri. Despre cota unică și înlocuirea cotei unice ar trebui să fie un program comun pe care să-l discutăm la anul pentru formarea bugetului din anul următor. Dar asta înseamnă că cei cu salariile mai mari ar fi impozitați mai mult? Nu. Este categoric că trebuie să revenim la impozitare a marilor averi, da, și o discuție, și asta înseamnă că în funcție de venit se vine. Vom pragurile. Nu am intrat, vă rog. Cum vei defini marile averi? Marile averi sunt într-un singur. Este o discrepanță, este o discrepanță imensă în acest moment. Aici, lăsând la o parte, cotă unică sau alt tip de impozitare, nu vom crește taxe în perioada următoare. Este ceea ce noi susținem foarte ferm. Ciolacu chiar aseară a spus că vrea rediscutarea acestei cote unice și să se fie reintrodusă impozitarea progresivă. PNL ar susține o astfel de modificare? Nu a fost pusă pe masă rediscutarea. În acest moment am spus foarte clar, noi nu vrem să creștem taxe. Niciun sistem de impozitare care va duce la creșterea taxelor nu va putea să fie adoptat. Da, interesante discuții, da, despre creșterea impozitelor pentru cei care câștigă mai mult. Cum definești mare avere? Că de la asta o definesc în lege. Păi, tu, de exemplu, Marius, vei fi impozitat de către PSD pe grila asta, vei plăti mai mult. Da, zici? Da. Doamne ferește. Robert Turcescu, ce informații ai din de informațiile mele sunt așa, ușise, că au agreat această chestiune cu rotirea premierului odată la 2 ani. Da. Mm-hmm. Și că premierul prima dată va fi de la PNL, probabil că va fi domnul Ciucă, deși înțeleg că ultimul cuvânt evident îl are domnul Iohannis. Dar așa, pe program, cele 64 de reforme din PNRR rămân neatinse. Deci au zis că ce au programat pentru PNRR... Dacă era guvernat, înseamnă că pierdem banii. O, atenție, cum 64, nu vor să... Adică neatinse, nu vor să le facă sau nu să ating de ele, adică le implementează. Da, ok, rămâne și aprobat comisia, ce aveți? Cota unică nu se schimbă. Deci povestea cu cota unică rămâne așa. Nu există creșteri de taxe. Ceea ce a spus și Câțu mai devreme. Deficitul trebuie păstrat pe calendarul agreat cu comisia. Paritate la ministere, că vorbeam în prima parte a emisiunii. 10-10. De aia vor să facă 20, 10, să fie 10-10. Deci paritate la ministere, 10 la liberal, 10 la PSD. Cu două ministere, ei trebuie să crească număr. Mare chestie, acum, atenție! Stai, este și UDMR-ul aici, adică trebuie să primească... De la fiecare. Da? Da, păi trebuie să primească două ministere și atunci aici trebuie să mărească numărul de ministere, da, să fie 9-9. Desfințarea secției de investigare infracțiunii de justiție este agreată de ambele partide și va fi inclusă în programul de guvernare cu termene clare. Deci, atenție, au ajuns la termene clare pentru SIJ. Termene de pentru așa. Am mai auzit povestea asta. Și varianta da, mă rog, parteneriatul cu cine celălalt program de guvernare era. Și vor ieși în perioada următoare cu această temă privind modificarea Constituției, da, păi reorganizarea administrativ-teritorială, descentralizare. La 500 de decese pe zi a discutat despre reforma constituțională în sensul de a
devenire publică parlamentară, mi se pare exact povestea că râdea Băsescu. Nu știu dacă despre asta e vorba. Chelul cu tichie de... Poate să fie și... De ce ne arde buza să ne facem republică parlamentară? Ok, nu, dar cred că... Care e necesitatea? Reorganizarea administrativă nu o poți face fără modificarea Constituției. Deci poate nu e nevoie de... sau nu se pune în problema modificării regimului. Nu se poate face decât prin referent. De-aia nu avem noi spitale, că nu e România Republică Parlamentară. De-aia nu avem autostrăzi. Deci, cum spunea Ion, da, sunt discuții aruncate în spațiu public pentru a ecrana ce? Pentru să nu te uiți că mor 500 de români. Băi, spitalele în fază. Ce să spun? Ce să spun? Altă gogoașă umflată. Marius, ei nu se uită pe studii sociologice, oamenii ăștia care urmează să guverneze. Exact, da? Asta reforma, e temerea mea, că se uită și nu au verticalitate. Merg pe opoziție. Dom'le, am decis că dacă guvernez după sondaje, chiar era o frază celebră, nu știu ce, premier britanic, zice, dom'le, te-a ales lumea și tu... Face altfel ce dumne, m-au ales să-i conduc. Nu m-au ales să mă conduc după sondaj. Deci nu au tăria, dumne. Știu că este utilă o măsură. Dar lumea nu-și dă seama acum. Vor vedea rezultatele după 2, după 3 ani și atunci vor aprecia. Ori dacă tu la primele tamponări îți trimite aia 100 de mesaje pe Facebook. Mi-a zis unul în față, ce doamne, de ce n-am votat legea vaccinării? Păi știi ce era în căsuța mea de mesaje, câți m-au înjurat? Păi du-te acasă dacă nu te țin nervii și nu rezisti la trolling pe internet. Exact. Sau trolling pe Facebook. Exact, asta da? E, să tem, a zis unul ceva, e bine aurul în sondaje, ce zice aurul? Să nu ne ferim de, nu există boală, hai să o dau și eu. Nici nu poate să zică ferm. Da, domne. Luăm chestia, să vedem câți murim, câți scăpăm, cu tare facem varianta... Asta este vorba aia, dilema lumorometea mea. Deci dilema mea este, după ce vor avea majoritatea asta solidă, vor face lucrurile astea? Pentru că eu înțeleg, de exemplu, într-o guvernare la rigoare, la 10-12 voturi, 20 de voturi, te uiți cu atenție și dacă când ai 65% în Parlament, ce te oprește să nu iei măsurile care trebuie luate pentru populație, chiar dacă sunt impopulare. Mai erau că mai sunt 3 ani până la alegeri, până în 2024. Cu guvernarea pe 14 voturi, că alergau pe același culoare. Deci era înghesuială, își dădeau la joale cum au făcut și CDR-ul, o guvernare de dreapta, nu știu câte partide. Se vor certa, Marius, pe dacă eu pe care le-a citit Robert, sunt pistolul cu apă în comparație cu prioritatea, unica prioritate, de fapt, astăzi a României, lupta împotriva pandemiei. Da, mă, și cum lupt? Ia spune ceva, cumperi tocilizumab de 3 miliarde. Deblocăm. Tăiem pensii, tăiem tot ce cumpărăm, tăiem tocilizumab. Da, ca să nu mai moară 500 de euro. Ca să nu mai cine euro un vaccin. Toate investițiile. Dumnezeu, de cancer. De ce să moară? De cancer și nu dai? Discuție. Bă, nu, asta e discuția. Eu trebuie deci să nu duc la ăștia să pot oamenilor să dau pozata să meargă la serviciu domnule poliantrist. De ce nu iau proteză de șol de ultimul tip? De ce nu iau proteză de șol de ultimul tip? Iau de aia mai proastă fără... Ba are legătură. Pandemia e o boală socială. Nu, domnule, e alegerea unor oameni. Nu le zic cum le-am zis. Trebuie să rezolvă decizenții. Dacă ăla alege... Nu e o boală socială. Adică nu-i respecti convingerile? Dacă e convingerea lui, n-are încredere în medii, vrea să vină pe firma. De a fi sănătos, respectând toate normativele legale. Bun, eu e o chestie importantă ce este. Da, faptul că această pandemie este o boală socială. Dar este o boală. Dar oamenii nu înțeleg lucrurile astea, nici politicienii nu comunică în stilul ăsta, nu sau nu pun punctul pe ei, da? Băi, pandemia este o boală socială. Bun, boală socială înseamnă... Nu e o boală socială, e o boală mondială, că de-aia e pandemie. E o preocupare majoră, e o preocupare care trebuie în sfera societății. Nu, cancerul a fost o preocupare, dar acum, după cum foarte bine știi, mai bine că mine, pentru marile tipuri de boală canceroasă s-au găsit remedii. Mă rog, măcar îți prelungesc. Au acces românii la ele? Nu. Mă rog. În măsura în care dorim acum să avem anticorp monoclonal. Problema este pandemia în România care îți blochează. Ce îți blochează? Toată viața socială. Ce îți blochează? Mă duc cu telefonul ăsta la B1, intru dacă scanez
lucrez. Perfect. La magazin. Așa trebuie. E foarte bine. Da. E foarte bine. Cine dar hai să scăpăm de asta. Hai să, fac, să fim toți la fel, păi, sau majoritatea păi la fel. Păi vaccinează 95% din populație, păi, și dar eu nu vreau să se vaccineze, eu nu am pânt ilegale. Și ce vrei să faci? Dar e domnul Gheorghiță. Ce faci? Păi trebuie să susții. Marius, poți să susții, ești figură publică. Dar susține, stai că nu facem. Ce ai face concret? Ai mâine, ești la butoane mâine. Da, dar nu m-ar interesa. Asta, nu m-aș uita în sondajele lui Pieleanu, bun, și nici ale altora, să spun așa. Mă de mâine, nu-mi intrați vaccinat, dacă nu sunteți vaccinați, nu mergeți la serviciu, luați-vă concediu medicale. Foarte bună ideea doamnei Pipidi de aseară cu concediu medical. Aseară parcă a fost, da? Luați-vă concediu medicale, băieți. Doi, dacă vă îmbolnăviți de COVID și vă duceți la spital public, băgați mâna, sau privat, băgați mâna în buzunar să vă cumpărați voi arbitor, ce mai vrei tu? Până asta am spus acum. Dacă păi, da, asta spun, da. Da, spun o campanie de informare masivă și a unor lideri care chiar au influență publică și au și pot să schimbe mentalități și obiectivă. Că dacă apare domnul Gheorghiță în haină de militar cu trei idalea, așa? Păi până acum ai ajuns să trebuie să cumpe acum adică, două minute. Că n-ai niciun fel de... Acum două minute spunei. Simplu. Acum două minute spune de unde că trebuie să luăm o secundă. Modelul vienez austriac. 10 teste antigen pentru fiecare om 30 de zile. Ăla la 2 zile face. Corect. Sau la 3 zile, scuză. Ce facem în românul cu ele? Le vinde. Bă, da, ce face românul cu ele? Să nu ne închipuim că nu sunt. Tu îi dai 10 teste acasă. Ce va face cu ele? Le va vinde. Trebuie ca politicianul să nu se uite. Aici sunt de acord cu Marius. Așa este. Păi da, el se uită în sondaj. Și păi, politicianul e primul vinovat. Mor oameni 500 pe zi, bă. Acum 5 minute ai spus să ia medicamente cu nemiluit. Acum spui ce zic asta. Eu de la începutul pandemiei, te-ai vaccinat, nu veni în spital, mori acasă sau lași, du-te la șoșoacă să-ți dea molice la cabinetul parlamentar. Asta spun și eu. Și acum, acum 5 minute spuneai nu, că de ce n-au luat niște medicamente? Păi aia e altă discuție. Statul este de vină că nu ia medicamente. Mai avem câteva secunde, 30 de secunde, Robert. Industria Pharma a făcut vreo donație, mă, statului român. Care sunt alea? Cât rezistă, cât rezistă guvernul ăsta? 20 de secunde. O prognoză de final, așa, în opinia ta. Dacă se face guvernul ăsta? Păi, șapte ani. Șapte ani în Tibet, ca să parafrazez. Păi spune-te ca să dau și justificarea foarte rapidă, în 10 secunde. Dacă nu-și asumă să reziste și după ciclul electoral din 2024, ambele partide dispar. Dispar. Mulțumesc pentru prezență. Știrile nopții pe B1 TV, mâine ediție specială de la ora 21. Să ne revedem sănătoși, numai bine.